Interesant loc de întâlnire, Dane. Înțeleg pentru mine, care n-a, sunt bărbos și aici, la societatea bărboșilor, e un loc firesc pentru mine, dar tu? Îmi pare bine să vă întâlnesc. Da, e o surpriză, dar mă pregătesc să merg la Londra la o conferință despre estetica existenței și mă gândeam să mă pregătesc mai bine. Se potrivește foarte mult cu prezența noastră aici. Adevărul este că și eu eram de mult încă interesat și cred că asta este. Filozofia e un fel de stilistică existențială, dar cred că formula ta e mult mai aplicată și vizează ceva mai clar estetica vieții cotidiene. Da, da, mă gândeam la ce zicea, dacă îmi permiteți o citare, ce zicea Foucault într-o conferință, într-un interviu din 1983 la Universitatea Berkeley, California. Se arăta intrigat că în societatea de astăzi arta e legată numai de producția de obiecte, nu? Se mira, de ce ar fi artă o lampă sau o casă și nu propria noastră viață? De ce n-ar fi o artă a vieții, filozofia o artă a vieții? Acum, trebuie să recunoaștem că el, îndeosebi, pe anumită latură a vieții lui, a făcut din asta o artă și îl admirăm pentru asta, adică e unul din motivele pentru care îl iubim intens unii dintre noi. Da, este și el vorbește despre asta vorbind despre filozofii antici, despre stoici, despre epicurieni. Dar totuși eu când mă gândesc la estetica existenței și ceea ce spune el, mă gândesc la altceva, mă gândesc la arta modernă și la câțiva poeți sau figuri moderne, de exemplu Baudelaire. Da, eu aș merge poate chiar mai departe în direcția unor studenți pe care i-am coordonat amândoi și care au încercat să ducă chiar efectiv în cotidian, în ceea ce sunt gesturile și mișcările propriei noastre vieți estetica. Cred că ăsta este momentul, de fapt, în care lucrurile se întorc foarte net spre viață. Chiar așa, sigur, filozofia că arta vieții era exercițiu spiritual. Bine, ei mai făceau în ceea ce Foucault numește grija de sine sau preocuparea de sine. Nu scriau jurnale. Știu că vă pregătiți un roman, domnule profesor. Da, într-adevăr, romanul e pe sfârșit, sunt ultimele aranjamente și sper să funcționeze bine. E destul de legat de cotidian. Mi se pare că noi ieșim așa dintr-o lume a abstracției pentru a merge în direcția unor aplicații și cred că voi, cei care sunteți așa de interesați în estetică și care ați realizat efectiv lucruri deosebite în ceea ce privește teoria estetică, sunteți avantajați de momentul ăsta al istoriei lumii. Da, da, da. Mă gândeam, vedeți, care ar fi diferența. Nu e vorba numai de a te îngriji de exerciții spirituale, ci și de altceva. De aici mă gândeam la Baudelaire, la figura dandy-ului. El își face din propria existență o operă de artă, dar numai existența. Sentimente, pasiuni, propriu corp. Nu? Da, e o idee foarte interesantă. Să îngrijim corpul. Da, a îngriji corpul, dar de asemenea și viața în general. Bun, ceea ce facem noi aici ține de această îngrijire a corpului. Dar asta mi-aduce aminte una din discuțiile mele cu unul dintre amicii noștri literați clujeni, care zicea că lumea scrie puțin romane astăzi pentru că preferă să le trăiască efectiv și că viața ți îngăduie să trăiești efectiv ceea ce altădată era doar poveste laterală construită. Da, așa e. Uneori arta e în altă parte, în viață, nu? Foarte frumos spus, da. Uneori arta e în altă parte și e mai ales în viață, da. Deci ce va fi acolo unde mergi? Cu ce vei merge acolo? Da. Ca și prezentare, ca și propunere. Da, da, voi discuta tocmai această problemă a esteticii existenței și modul cum arta și artistul modern apare ca o figură specială așa subiectului creativ, cel care își descoperă propriu, pardon, nu doar își descoperă propriul sine, cum se credea, ci și îl inventează. E o diferență între a-ți inventa sinele și a-l descoperi. Asta ar fi cumva, nu, figura omului modern sau subiectului modern sau postmodern. Da, asta mi-aduce aminte de una din ideile care ar putea suna straniu dacă n-ar fi prinsă în cheia postmodernității, anume că, de fapt, nici nu are atât importanță să fii cât să pari. Și era ceva ce părea să elogieze impostura, dar e vorba de un fel de impostură creatoare, ca să zic așa. Cineva se poate crea pe sine jucând un anumit rol sau punându-se într-un anumit rol. Și aici estetica voastră, într-adevăr, ar trebui să funcționeze din plin. Da, dar n-aș avea suspiciunea lui Platon și față de cosmetică, ci mai degrabă preferința lui Baudelaire pentru machiaj artificial și cosmetică.
Modernitatea în întregime a mers în acest fel și poate că e unul din puține locuri unde postmodernitatea accentuează modernitatea și nu merge împotriva ei. Asta a oarecum a artificialului împins până la butaforie. Îmi place mult Veneția, bună oră, din cauza butaforiei, ca să zic așa, adică calității artificioase de scenă mai degrabă decât de orice altceva.